Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, filiala Mehedinți, a organizat un eveniment la Palatul Culturii Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin în data de 10 mai, în cinstea împlinirii a 145 de ani de la câștigarea independenței de stat a României. La eveniment a fost invitat din partea Episcopiei Severinului și Strehaei corul Chinonia cu recitalul de cântece patriotice. Ziua Națională a Regalității este celebrată anual în data de 10 mai, urmare a unei decizii adoptate în 2015 de Camera Deputaților. Data de 10 mai are o triplă semnificație istorică pentru români, deoarece amintește de începutul domniei lui Carol I. La 10 mai 1866, independența de stat prin câștigarea războiului împotriva Imperiului Otoman în 1877 și în coronarea primului rege al țării în 10 mai 1881. 10 mai este o zi cu semnificație istorică pentru țara noastră. Este vorba despre proclamarea independenței de stat, iar în ceea ce ne privește pe noi mehedințenii, am fost coparticipanți la acest eveniment. Prin natura județului nostru, un județ destul de însemnat la acea vreme în rândul județelor țării, un județ care se situa pe locul 4 ca număr de locuitori și ca întindere și, de asemenea, prin aportul militar și material adus. Încă din primele luni ale războiului, unitățile militare din județul nostru, deja inspectate de domnitorul Carol însoțit de generalul Haralambie, au fost pregătite să răspundă prezent conflagrației din sudul Dunării. Așa se face că regimentele 1, 3 și 4 linie, regimentul 1 Dorobanți, regimentul 1 Călăraș, în perioada iulie-august au trecut în sudul Dunării, atunci când Marele Duce Nicolae în mod imperativ a solicitat guvernului României ca armata română să dea concursul armatelor țariste oprite în încleștarea de la Plevna. Trupele din județul Mehedinți au fost la înălțime. Dau primul tribut de sânge la începutul lui septembrie, când în asaltul asupra redutei Grivița 1 moare primul ostaș din județul Mehedinți. Pierderile aveau să fie, potrivit unui document care se păstrează la Arhivele Naționale din Drobeta Turnu Severin, de 309 morți. Acesta a fost bilanțul sau tributul de sânge pe care județul nostru l-a dat. Este, dacă vreți, un bilanț incomplet, pentru că în acea listă pe care o deținem sunt înscrise doar așezările de tip rural, nu și așezările de tip urban. Fiind 3 la număr în județul Mehedinți, atunci mă refer la Turnu Severin, un oraș tânăr, mă refer la Cerneț, fosta reședință a Mehedințului, și mă refer la Baia de Arămă, și el un oraș mic, dar o așezare urbană cu doar 840 de locuitori. Ei bine, ostașii și ofițerii concentrați în aceste trei orașe nu sunt nominalizați ca atare, înclinăm să credem că numărul de 309 este mult mai mare. În orice caz, acesta situează, din păcate sau din fericire, județul nostru pe primul loc ca aport de sânge și tribut dat pentru cucerirea independenței. Vă spuneam la începutul intervenției că județul Mehedinți, alături de celelalte județe, a răspuns și din punct de vedere material. Este vorba despre susținerea unei armate puțin înzestrate, o armată care s-a mobilizat pe genunchi, o armată care a desfășurat în prima parte acțiuni de pază, de patrulare, de observație, ca apoi să răspundă mobilizării pe front, să execute lucrări genistice și apoi să intre de-a dreptul în luptă, și acea luptă la baionetă rămasă memorabilă, desfășurată la luarea Griviței și a celorlalte redute din sudul Dunării. Pentru susținerea acestui efort militar a existat o mobilizare materială exemplară și în județul Mehedinți. S-au făcut donații, ofrande, liste de subscripții. S-a constituit la Turnu Severin comitete de inițiativă, un comitet clerical al orașului Turnu Severin, care a realizat de asemenea subscripții în toate parohiile din județul Mehedinți, și toate donațiile, fie că au fost sume de bani, fie că au fost alimente, fie că au fost îmbrăcăminte, au plecat cu destinația sudul frontului. Suntem mândri și datori în egală măsură să cinstim acest efort global al județului Mehedinți și al întregii țări. După momentul păcii de la Berlin, România a fost declarat stat independent, atât după San Stefano cât și după Berlin, fără deschiderea și fără sprijinul diplomatic al partenerilor noștri militari. Spuneam că
încheiem un ciclu de dependență al plății tributului de peste 400 de ani. Era o eliberare și morală din punctul acesta de vedere, dar România căpăta o anumită libertate de manifestare și diplomatică, devenind un partener pe mai departe în tratatele politico-militare ce aveau să fie consfințite la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX. Este un statut pe care îl dobândește, iar noi, mehedințenii, repet, am răspuns prezent acestui efort. La acest eveniment a fost invitată din partea Episcopiei Severinului și Strehaiei corul Chinonia cu un recital de cântece patriotice. Într-o împletire simfonică de cuvânt și cânt au fost prezentate de personalități culturale ale urbei noastre, relatări despre familia regală a României care și-a pus pecetea asupra destinului istoric al acestei țări și a reprezentat garanția dreptății și legalității unui popor. Rolul acesteia și rolul bisericii în evenimentele din această perioadă de mari realizări ale poporului român fiind fundamentale. Cu binecuvântarea preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și al Strehaiei, astăzi, 10 mai, o dată importantă pentru noi, pentru români, corul Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei a răspuns invitației Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei de a participa la un eveniment foarte frumos organizat aici în Drobeta, Turnul Severin, la Palatul Culturii Teodor Costescu, prilejuit, așa cum spuneam, de data de 10 mai, obținerea independenței României. Corul nostru, dirijat de părintele Iulian Pruiu, secretar eparhial în cadrul Centrului Episcopal, a abordat un repertoriu de cântece istorice care au încercat să completeze referatele susținute de diversi oameni de cultură și reprezentanți ai instituțiilor din Drobeta, Turnul Severin, printre care și reprezentantul Episcopiei Severinului și Strehaiei, care a transmis, pe lângă referatul pe care l-a pregătit pentru această seară, și cuvântul, mesajul preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această dată importantă pentru Casa Regală a României. În desfășurarea evenimentelor legate de acest act măreț al istoriei noastre, alături de domnitorul Carol I, de oamenii politici ai timpului și de armata țării, Biserica Ortodoxă Română a îndeplinit un rol de seamă prin slujitorii sfintelor altare, prin viețuitorii din mănăstiri și prin credincioșii săi mireni. 10 mai 2022, 10 mai 1877, practic 145 de ani de la obținerea independenței de stat a României. Anul acesta, sărbătoarea, dacă vreți, a coincis și cu clarificarea legislativă, dacă vreți, a problemei legate de 9 mai sau 10 mai, care este ziua independenței. Acum avem legea 181/2021, adoptată de Parlament, publicată în Monitorul Oficial, care stabilește foarte clar că ziua națională a independenței României este ziua de 10 mai și acum lucrurile sunt puse în sfârșit în corelație și cu adevărul istoric și cu adevărul constituțional de la acea vreme. Împreună cu Episcopia Severinului și Strehaiei, care ne este un partener extrem de apropiat încă de când această asociație noastră s-a înființat în vara lui 2013, am organizat un spectacol omagial pentru independență, al cărui principal punct de interes a fost concertul corului Chinonia al Episcopiei Severinului și Strehaiei. De asemenea, ne-am bucurat de participarea unor specialiști în istorie. A fost directorul Arhivelor Județene Mehedinți, doctorul Marian Pele, a fost profesor de istorie, profesorul Romeo Popa, profesora Monica Mănescu. Practic, am reușit cumva, credem noi, sperăm, și cumva judecând după reacția publicului, cred că am și reușit, să creăm un eveniment complet și complex. Spectacol de muzică corală și intervenții documentate și documentare despre istoria zilei de 10 mai. Realizarea marilor idealuri ale unității și demnității naționale ale românilor ca unirea principatelor române în anul 1859, dobândirea independenței de stat a României în anii 1877-1878, Marea Unire de la 1918, au fost posibile și prin contribuția deosebită a Bisericii Ortodoxe Române, care a fost mereu împreună cu poporul prin toate eforturile ei de cultivare
cultivare a cunoștinței naționale și de afirmare a dorinței de unitate și independență națională.